vă rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! La începutul anului 2008, producători americani care închiriaseră incinta turnau filme de categorie B între zidurile abandonate ale Bibliotecii Naționale. Astăzi, edificiul este terminat și a devenit o emblemă a Bucureștiului grație lui Teodor Paleologu, ministru al culturii între 2008 și 2009. Prieten, bună dimineața! Dragul meu, tu ar trebui să predai și să nu-ți pierzi timpul cu politica, i-a spus cândva ilustrul său tată, iar peste timp fiul răspunde: prioritățile mele în acest moment nu se mai rezumă doar la politică. Astăzi, din fericire, știu perfect cine sunt. Împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, eseistul, profesorul, diplomatul și filozoful Teodor Paleologu. Bine ați venit, bună dimineața! Bună dimineața, salut! Mâna, mulțumesc pentru invitația! Onoarea e a noastră, de mult aveam această intenție, dar ați călătorit așa de mult și probabil peste tot a băut atât de multe cafele și diverse, doar bine pe asta... Bine v-am regăsit! Spuneți dumneavoastră. Da, lăudam cappuccino de la Cărturești. Perfect. Două, mulțumim. Cu drag. Am fost la Napoli recent, tot că am călătorit foarte mult. Am și văzut o fotografie sub un portal și mărginit așa de cred că erau, nu știu dacă orhidee sau alte fel de... Eram la mormântul lui Virgiliu, da, care e la Napoli, mă rog, se spune că e mormântul lui Virgiliu. Încă din Evul Mediu e loc de pelerinaj acolo. Petrarca, Boccaccio s-au dus la așa zisul mormânt al lui Virgiliu, pentru că într-adevăr a fost înmormântat la Napoli, asta se știe, e fapt istoric. Acum că o fi chiar mormântul lui Virgiliu, asta e partea a doua, dar consider că Eneida e un fel de text aproape sacru. Pentru că îmi spuneți asta, e un punct bun de pornire, fiindcă ați zis așa. Și aș vrea să afle toată lumea care stă alături de noi cu cafeaua în față. Eneas este personajul meu favorit, pentru că el și doar el își duce în spate tatăl rănit după asediul Troiei și de mână fiul încă mic. Da, evident că mă identific cu asta, că duc în spate o moștenire, evident că da, și cred că Eneas e un foarte bun simbol al transmiterii. Al transmiterii culturii, a transmiterii spiritualității, adică e într-adevăr unul dintre eroii mei favoriți, dar în copilărie era Ulise, eroul favorit. Dar ăștia doi îmi plac în mod special. Ulise în tabăra aheenilor și Eneas în rândul troienilor. Nu e de mirare, pentru că ați trecut la Eneas, mă gândesc acum că infernul lui Dante n-ar fi fost fără... Eneas și fără naufragiul lui de 9 ani pe mare, când se oprește, nu, odată la Didone în Cartagina și biata se îndrăgostește de acest vânjos războinic, se și sinucide, nu? Mă da, știu da, exact cum nu, e în mitologie. Da, e dramă mare. Ei, ce ne-am face fără amorurile astea profunde, care până una alta fac așa câte o gaură în steag, dar țin lumea în picioare, nu? Și țin inimile să nu se facă de piatră, aș zice. Pentru că tot ați avut un curs despre mistica inimii de curând și l-am... Pe ăla nu l-am ținut eu. Au fost două cursuri excepționale ale lui Bogdan Tătaru Cazaban. E adevărat. Despre... El a ținut un curs despre pogorârea la iad, da, și înviere, ilustrat minunat, cu imagini foarte frumoase, și va ține acum sâmbătă un curs despre rațiunile inimii, trimite la Pascal, evident, cu inima are rațiunile ei pe care rațiunea nu le cunoaște. Și am mai avut un curs excepțional. E o doamnă pe care o cunosc de puțină vreme, o hispanistă de la Universitatea București, Silvia Ștefan. Excelentă este. Ne-a ținut un curs pe care eu mi-l doream foarte mult,
despre Sfânta Tereza de Avila și Sfântul Ioan al Crucii. Discipolul ei, da, Sfântul Ioan. Mă interesează foarte mult, evident, competența mea e foarte limitată în materie, dar mă interesează istoria monahismului și în cazul ăsta e vorba de spiritualitatea carmelitană. Eu știam că sunt toți acești lectori deja cu renume și rezonanță, dar tot ce se întâmplă în Casa Paleologu deja subsumez numelui dumneavoastră, e și normal, și mă și gândesc și vă asemui, așa, de altfel ați spus-o și singur, în sensul vechi al unui școlar, șef de școală, cu toți acești discipoli informali, care sunt, zic eu, mai fideli și mai buni decât oricare student sau masterand care adesea se duce chiar la universitate cu prestigiu să-și ia o diplomă. Ori nu dați puncte, nu dați recompense, nu oferiți niciun fel de gratificație, păi, de nici certificat. Platon sau Epicur sau Aristotel nu dădeau diplome. Da? Și scole înseamnă răgaz. Da? E timp plăcut, petrecut împreună. Și pe mine mă interesează foarte mult stilul de predare, pentru că sunt unii oameni care știu multă carte, dar nu se potrivesc cu stilul nostru, care e prietenos, mă rog, mult mai... E generos, chiar e un pic informal. Cineva a zis o școală a generozității, mi-a plăcut foarte mult. Cine a spus asta? Îmi place formula. Da, cred că... Știți ce cred? Că pentru un profesor, o calitate esențială, într-adevăr, e o anumită formă de generozitate. Și asta am învățat de la profesorii mei, de la Pierre Manon, cu care mi-am făcut teza de doctorat, și o altă doamnă căreia îi sunt foarte recunoscător, Françoise Bonnardel, cu care am lucrat la Sorbona. Dar aș vrea să spun totuși ceva. Îmi place ce spuneți, dar uneori mi-e teamă să nu sperie pe unii ideea asta că e ceva prestigios, nemaipomenit. Nu, vine cine vrea. Nu era nimic. Important e să vrei... Absolut. Nu, că unii, să știți că unii, da, se sperie. Da? Deci sunt oameni care au o rezervă, au o leo, păi dacă mă întreabă paleologul ceva și eu nu știu și o să, să vorbească despre cărți pe care nu le-am citit... Paleologul. De fapt, oamenii nu se sperie de ceea ce spun eu rezonabil și adevărat aici. Se sperie de faptul că sunteți stobă de carte. Asta se știe și... Pe măsură ce oamenii au aflat evidența asta, au observat-o și au pus întrebarea ce ați căutat în politică, 8 ani deputat al României. Păi, am căutat pentru că l-am citit pe Plutarh când eram mic. Da? Și e vorba de o datorie de familie, că vorbea de Enea asta, da. Nu-i vorba doar de taică-mea, e vorba de toată familia, că de... câteva sute, mă rog, nu știu câte sute de ani exact, în familia noastră s-a practicat sportul fiecare ăsta. Fiecare generație, da, a făcut asta. Acum, sigur că, într-adevăr, contextul românesc actual e cum e. Sigur că e altceva să faci politică în anii 2000 și ceva în România decât acum 100 de ani. Da. Sigur că e diferit, nu e la fel. Asta e. Ați fi vrut să fiți cu Pepe Carp, că ați zis 100 de ani, m-am dus acolo. Da, mă simțeam mult mai bine. Știți că mă gândesc mereu cu mare admirație, o admirație pe care o am din copilărie, pentru străbunicul meu, bunicul tatălui meu, care era un fruntaș conservator, exact cu oamenii ăștia, da? Cu Antacuzino. Cred că l-a cunoscut pe Eminescu. Da. Și l-a cunoscut asta. Pe proprietarul casei, mă rog, în curtea căreia suntem acum, adică Dimitrie Sturza. Deși, da, Dimitrie Sturza era liberal, străbunică mea era conservator, aia e o lume care mi-ar fi plăcut foarte mult, din anumite puncte de vedere, că nu trebuie spuneți-mi nici idealizată, niciodată nu e. Spuneți-mi unul singur care e lipiciul acolo. Care îmi place cel mai, da, mult? Păi străbunicul, evident. Mai că... mult decât ceilalți, mai mult decât Petre Carp. Dar pe atunci trebuie spus ceva. Spre deosebire de zilele noastre, divergențele politice nu duceau la scandaluri și supărări. În zilele noastre, pentru cea mai mică divergență, pentru o divergență infinitesimală de opinie, oamenii se supără. Da? Sunt oameni cu care nu mai vorbeze peste 20 de ani, mă rog, nu din vina mea, că nu mai vor ei, pentru o mică ironie de acum, repet, 25 de ani. Da? De-aia am și intitulat una dintre cărțile mele, Era supărăcioșilor. Am citit-o. Da? Oamenii sunt supărăcioși. Da. Și, am văzut cum descifrați această
inepuizabilă, filonul ăsta care continuu se descarcă la suprafață cu printre noi, al supărării, al încăierărilor bocnite. Și îmi pare rău, trebuie să vă restitui o amintire prețioasă pentru mine. În salonul casei Paleologu, în 1995, cred, zice memoria mea, dar ezit un pic, am un reper cronologic însă, pentru că mă gândesc că era anul în care regretatul Alexandru Paleologu tocmai făcuse o prefață extraordinară pentru Solgeniți, în care apăruse la editura Anastasia. Deci am ținut recent un curs despre Solgeniți și Putin, pentru că multă lume acum îl acuză pe Solgeniți pentru deriva asta dementă a lui Putin, dar nu e de vină Solgeniți, adică din potrivă Solgeniți îl judecă pe Putin. Dar sunteți de acord că, de fapt, Putin, acest nou star, cum a zis încă din 2000 Monica Lovinescu și n-am fost atenți, l-a traficat cumva pe filozof, pentru că l-a împrumutat din și-a făcut o proprie doctrină, pentru că folosind Putin, sintagme din Putin el. Nu e prozeloc, e un cameleon în plus, a preia anumite idei de la diferiți autori importanți, nu doar Solgeniți, în Soloviov, Berdiaev, tot felul de figuri prestigioase ale culturii ruse de care se folosește. E un caz de patologie a puterii paroxistică. De altfel, patologia puterii explică foarte multe lucruri în istorie, dar se întâmplă la tot pasul. Sunt oameni care o iau razna pentru că au o ștampilă. Da? Puterea ștampilei pe unii deja îi face să o ia razna. Dar rămite președintele Rusiei de 20 și ceva de ani. Cum să nu o iei razna? Cum să nu ți se urce la cap? V-ați fi gândit că urmează asta? Ați spus odată, răspicat, puterea e adictivă, dar v-ați fi gândit că vom ajunge în acest delir al lui Putin de acum? Îl pot explica acum. Nu mi-am imaginat că va fi în halul ăsta. Dacă va fi rău, da, pentru că am urmărit cu atenție ce s-a întâmplat în 2013-14. De fapt, atunci a trecut Rubriconul, când a ocupat Crimea și parte din Donbass. De fapt, a încercat să cucerească și alte orașe, Odessa, Mariupol și așa mai departe. Deci, de atunci, da. Dar chiar și acum nu mă așteptam să atace Kievul. Și în halul ăsta, adică, pe de altă parte, are, cum să spun, precedente în Siria, în Cecenia. E o formula lui Tacit, când spune, devastează tot, da? Lasă o ruină totală și apoi numesc asta pace. Dar n-ați terminat povestea cu tata din 95? N-am terminat, eram cu o echipă, în primul rând eram atât de tânără și cu planuri probabil prea mari, îmi trecuseră de creștet, pentru că mă îndreptam spre Armenască 34 și mă gândeam ca un copil la examen. Anul trecut a făcut 75 de ani și poate n-a fost sărbat destul și poate o să-l întreb despre revoluția care tocmai trecuse de 5 ani și nu se întâmplase mare lucru, nu aveam clarificări și dintr-o dată, domnule Paleologu, am ajuns în serenitatea acelei sufragerii. Era început de vară, așa, și am găsit un senior, un boier, elegant, ca și dumneavoastră astăzi, cu mâinile foarte fine și care, ce credeți că făcea? Împletea un scaunel de răchită. Toată echipa noastră, inclusiv eu, am rămas stupefiați și am întrebat, sau mai degrabă am comentat, o să vă stricați mâinile. Și mi-a răspuns. Mă întreb dacă nu cumva era scăunelul meu pe care l-a folosit ulterior Fimio. Mi-a spus că putea. Mi-a spus asta exact era? Așa. Scăunel pentru nepotul meu. Da, dar era de fapt al meu scăunelul ăla. Fusese al meu în anii 70. Și înseamnă că îl repara. Da, evident, vă dați seama că de atâta timp s-a deteriorat. Da, ăla e scăunelul pe care stăteam și ascultam ce vorbeau oamenii mari când veneau la tata în vizită. O să-mi vorbiți despre asta imediat, nu uit, dar vreau să adaug întrebarea mea prostească, care a căzut așa ca o bilă în gol și am spus, domnule Paleologu, dar de unde știți să faceți asta? Și mi-a răspuns cu o liniște perfectă. Cum de unde? Din pușcărie.
Asta demonstrează că habar nu aveam atunci de tot ce ar fi trebuit să smulg dintr-o astfel de întâlnire rară. Dar mi-a rămas imaginea cu scăunelul ei cu tot, cu grasăierea din voce, cu mâinile frumoase și cu acea lumină extraordinară a unui profil pe care după aia nu am mai regăsit-o pe niciun chip, credeți-mă. Și mai ales nu am regăsit-o pe figuri senioriale, așa, nici de bărbați, nici de femei. Și chiar atunci, în minutele în care am făcut o filmare care s-a pierdut din nefericire, Alexandru Paleologu mi-a vorbit și despre asta, despre egalitatea bătrâneții. Da, a avut noroc. A avut noroc, o bătrânețe frumoasă. Nu e ușor, nu e pentru... Uneori bătrânețea poate fi foarte dificilă și tristă. Dar el, într-adevăr, a avut mare noroc și cu cei din jurul lui, cu mama în principal, care a fost foarte devotată și a avut foarte multă grijă de el. Și o lecție pe care o putem, cred, reține, și asta e important, nu s-a lăsat nicio clipă. Știți că sunt bătrâni care se lasă așa, se devin neglijenți. Nu, el era în fiecare zi atent să se aradă, să se îmbrace cum trebuie, să pună cravată. Eu îi spusesem la un moment dat: tata, ești prea bătrân, ai gâtul ca de curcan, trebuie să pui cravată, nu mai merge să apari fără cravată. Și a băgat la cap asta și a făcut. De altfel, aveam o relație în care, mă rog, eram... Unora li se părea că sunt obraznic. Nu eram obraznic deloc. Era foarte important pentru el să aibă pe cineva care să-i spună lucrurile așa cum sunt și să aibă totală încredere. Știți ceva? Că în prefața pe care am scris-o la cartea asta pe care v-am adus-o, noi acum reedităm cărțile tatălui meu, zic eu, într-o formă mult mai plăcută. Da? Cartea asta fusese de-a dreptul aristocratică. Publicată la Polirom și fusese o inițiativă excelentă a Adrianei Babeți. Ea a făcut de altfel selecția împreună cu tata și pe mine mă enerva însă ediția de la Polirom, că era prea puchinoasă, mic, litere mici, îngrozitor. Și poate că am nevoie și eu de ochelari, da? Și vreau să fie literele mari, spații între rânduri. Și în această serie scriu prefețe. Prefețele sunt sub formă de scrisori și sunt scrisori așa cum vorbeam cu el. Îi spuneam șeful. Da? De pildă. Și aici îi atrag atenția că n-a înțeles pe Aristotel, da? Că dă un citat din Aristotel în articolul, în eseul despre prietenie și că nu a înțeles exact, că nu a citat corect și așa mai departe. Dar sigur că e vorba de o carte minunată a tatălui meu. Dar mă întorc la scăunelul de răchită, pentru că acolo câte povești vor fi fiind necunoscute. Cred că erați în prima copilărie abia când vă strecurați cu un scăunel ca acela între maturii care vorbeau. Erau colocvii extraordinare în Casa Paleologu și erau generații peste generații de intelectuali care veneau. Trebuie să vă spun ceva. Unul dintre episoadele mele favorite din Noul Testament este în Evanghelia lui Luca, atunci când Iosif și Maria îl uită pe Iisus la Ierusalim și se întorc și îl găsesc vorbind cu bătrânii, cu cărturarii. Bun, mie îmi plăcea să ascult ce vorbeau bătrânii, cărturarii și interveneam. Aveam, mă rog, nu la fel de bine ca Iisus, evident, dar interveneam și eu, îmi spuneam părerile, da? Asta pe la 7, 8, 9 ani și tot timpul am fost pasionat să ascult ce vorbesc cei mari. Știți că sunt doi interlocutori și prieteni ai mei, unul e plecat dintre noi, e vorba de Solomon Marcus, el, dar și Mircea Dinescu mi-au spus despre această minune, cum aveați 7-8 ani și interveneați în dialog. Asta îmi îndreptățește acum ideea. Să știți, cu Solomon Marcus am fost de groază, pentru că îl vedeam în fiecare zi. Aveam masa noastră la Casa Scriitorilor. Așa. De ce? Pentru că eu îl admiram mult de tot pe Șerban Cioculescu. Îmi plăcea la nebunie Șerban Cioculescu. Și Șerban Cioculescu avea masa lui.
și stăteam acolo cu el, cu poetul Petre Pascu, Solomon Marcus, tata și cu mine. Și de ce spun că Solomon Marcus era un sfânt? Pentru că îl băteam la cap și jucam șah în fiecare zi cu el. Și avea răbdare să se pună la mintea unui țânc, da? Și să joace șah cu el. Acum, întreagă, ți-ai spus, l-am și bătut la șah. Iar Șora era mai prost la șah. Știți ce mi-a zis? N-am vorbit de multe ori, dar odată eram într-o dimineață ploioasă la Paris și ne-am băgat într-un restaurant vietnamez pentru că ne era foarte frig și a trebuit să mâncăm o supă iute și atunci mi-a spus, cred că am jucat mai mult de 5.000 de partide cu Toader. Nu, cred că am jucat câteva sute. Da. Știți, emisiunea dumneavoastră se cheamă Mic dejun cu un campion. Mă întrebam venind încoace la ce sunt eu campion, că nu sunt campion la șah. La ce credeți, domnule paleologu, că sunteți campion? Că apoi o să vă spun părerea mea. L-a citit și l-a dat din gură despre ce am citit. În rest, nu sunt campion la nimic. Reușita... Mă lăsați să adaug, vă întrerup. De roața, nu cred că aveți dreptate. Ba, aș zice așa. Ambasador al României la 32 de ani, ca Metternich, de pildă. Ca Metternich, da. În un an doar ministru al culturii, după gustul meu. Da. Puțin, dar bine, pentru că cel puțin trei mari edificii leg de numele dumneavoastră. Trebuie să o spun, că oamenii nu mai știu lucrurile astea. Biblioteca Națională. Biblioteca Națională, Muzeul Cogălnicianu și Teatrul Național din Iași. Just. Să fi fost un bun ministru în România în comparație cu ceilalți nu e greu. Adică nu e nicio scofală să fi fost unul dintre cei mai buni miniștri ai culturii din 90 încoace. Pentru că la câte catastrofe s-au perindat acolo, la urma mea, aproape că mi-e rușine să mai spun că am fost ministru. Adică ar fi vorba aceea, un chior în țara orbilor și nu vreau să cantonăm în această obscuritate. Nu, deloc. Eu nu sunt chior, sunt miop. Știți cum e asta? E o replică bună care seamănă cu a unui orator, că tot am vorbit de oratorie și retorică și am lăsat o baltă și cu asta. Zici așa o legendă din veacul trecut, că Pepe Carp mergea spre Viena într-un tren împreună cu ministrul Rusiei. Deci știți. Da, povestiți-o până la capăt, că e foarte bună. Și mergea cu ministrul de externe al Rusiei. Nu, era ambasadorul. Era ministrul la București, adică ce numim acum ambasador. Și îl întreabă în franceză, da? Îi spune, se pare că sunteți germanofil. German, da. Și îi spune, nu, excelență, sunteți prost informat. Nu sunt germanofil, sunt rusofob. Da. Se asortează cu vremurile astea. Eu nu sunt rusofob. Eu consider că cel mai mare rusofob e Putin. Eu sunt rusofil. De-aia am oroare de ce se întâmplă acum. Mi se pare că e o crimă pe care rușii nu o vor spăla ușor. Va apăsa pe conștiința lor. E de fapt o crimă împotriva istoriei Rusiei. Asta e cel mai important lucru de spus. Da. Istorie și culturii Rusiei, pentru că acum, practic, Putin îi ia gâtul și lui Dostoevski și lui Tchaikovsky, care era alungat de la filarmonică. Știți că Dostoevski poate fi considerat un profet al comunismului, m-am al stalinismului. Gândit, mă gândesc la demonii. Da. Dar pentru Putin, profetul e Gogol. Și mă gândesc în mod special la suflete moarte. Da. Putin e un fel de Cicicov, adică, de fapt, un impostor. Pentru că se înfășoară în tot felul de steaguri prestigioase, tradiția rusă, spiritualitatea rusă, țarii. Dar vedeți că Occidentul a crezut, mi-aduc aminte acum când vorbiți, cum doamna Merkel vorbea în rusește zâmbind cu el, aproape în șoaptă vorbeau și ce minune Merkel, era Merkel a fost acolo. Destul de lucidă de la un moment dat încolo. Cred că lucizi am devenit cu toții. Iar mă duc la Pepe Carp. Cum zicea, nimic în politică cu Rusia. Ce vrem luciditate mai mult? Eu n-aș fi de acord cu Petre Carp. Pentru că independența ne-am obținut-o împreună cu Rusia. E adevărat, da. Pe urmă, Pavel Kiselev, pe bună dreptate, are o șosea în București încă din anii 1840, de pe vremea lui Vodă Vica. Am văzut că v-ați opus să se numească șoseaua asta Ucraina și bine ați făcut. Nu, dar strada Tuberozelor este o stradă... Unde e ambasada? Unde e consulatul Rusiei și ambasada Belarus.
ursului. Deci, dintr-o pălită, două chitite. Da? Putem să-i spunem bine mersi eroi Ucrainei sau cum o fi, tuberozelor, mă rog, tuberozele sunt foarte frumoase. Da, Pavel Kiselev e altceva. Și mai e un lucru. În primul război mondial, pe noi ne-au bătut nemții praf în 1916 și Rusia a deblocat 1 milion de ostași ca să întărească frontul românesc. Ne ștergeau de pe hartă. Bun, dar adică ce vreau să spun e că trebuie să ne ferim de un antirusism sistematic. Da? Nu e totul negru, nici măcar din punct de vedere politic. Nu e totul negru în relația noastră cu Rusia. Să nu uităm că cea mai iubită regină a României este nepoata țarului eliberator Alexandru al II-lea. Eu aș face o statuie a lui Alexandru al II-lea undeva în România, în București. Da, poate un edil vă ascultă. Pentru că acum îmi dau seama, de altfel am știut totdeauna. Și asta e o confesiune spontană, îndreptățit, am știut că ați fi putut fi și președinte și edil cu strălucire. Nu, edil, dacă... am avut goanga asta în 2012. De ce? Pentru că am fost foarte implicat și ca ministru și ca cetățean în apărarea patrimoniului bucureștean. Și cumva în continuitatea acestui angajament am candidat în 2012 la primăria sectorului 1. Ulterior, mi s-a oferit să candidez și la primăria capitalei și la primăria sectorului 1, dar nu vreau așa ceva, pentru că nu cred că aș fi prost sau că nu aș face față, dar trebuie să ai mintea făcută pentru așa ceva, adică prefer să predau decât să fiu primar. Cu președinția mai vorbim, n-am o goangă cu chestia asta. Păi vreau să vorbim. N-am nicio goangă, după... să știți. Nu, Ioana Prândurel nu vrea să audă. Ea este cea mai înverșunată adversară a implicării mele politice, da? Că pierdem bani. Cu orice campanie pierdem o grămadă de bani. Cred că are dreptate și tocmai pentru că îi dau dreptate aș face o breșă aici, fix cât pentru minutul nostru de plastică, pentru care în această sâmbătă am adus-o pe Anca Boieriu, din generația 80, un grafician și un gravor de excelență, absolvent a Universității de Arte din București și cea care din 2000 încoace este reprezentanta pentru România la Trienala de Gravură de la Chamalier din Franța. Revenim imediat. O generație valoroasă a artelor românești contemporane, ajunsă azi la maturitate, aparține anilor 80. Artist vizual, profesor, manager cultural și curator, Anca Boieriu este unul dintre reprezentanții acestei generații care a confirmat că ocupă un loc distinct în plastica actuală. A studiat la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu gravura în multiplele ei tehnici și desenul cu apreciatul profesor Eugen Popa. Peste ani, chiar dacă experimentele pe care le-a încercat au avut importanța lor, avea să mărturisească. Gravura rămâne până la urmă marea mea iubire. Gravura pe care o fac eu nu se referă la multiplicare și la tiraj. Sunt poveștile mele de viață. Un parcurs uman ce se reflectă în serii de lucrări în care personajele se pot identifica în mare măsură cu propria existență. Gravurile sale devin astfel un confident, prin intermediul căruia se poate destăinui sieși și celorlalți, cu o sinceritate debordantă. Gravura în care artista excelează presupune o complexitate tehnică deosebită, un meșteșug ce se cere pe deplin însușit, în cel mai tradițional sens cu putință. Iar pentru Anca Boieriu, este o modalitate prin care poate experimenta, prin care și-a extins capacitatea de exprimare, ajungând la sculptură, pictură și instalație. Plăcile de metal gravate și decupate devin forme independente, tridimensionale, ce se compun în ample obiecte spațiale. Trebuie să ne găsim centrul de greutate, pornind de la lucrurile simple din viața noastră. Relația cu oamenii, relația cu familia. Toți avem fragilități. De fapt,
Recunosc că este o expunere a propriilor mele fragilități în lucrările pe care le fac, mărturisea Anca Boieriu. Suntem în 2022 și dacă am fi fost atât de deștepți să vă votăm, mai mulți, acum ați fi fost pe final de mandat și poate ați fi arătat ceea ce spuneați în 2019, că nu veți fi niciun președinte jucător ca Băsescu, nu unul spectator ca Iohannis, ci un președinte, auziți, prieteni, învățător și mediator. Să explicăm. Da, acum vă spun de el, nu regret deloc că n-a fost să fie. De altfel, trebuie să ne înțelegem. Din 90 încoace, n-au intrat în finală decât cei susținuți de cele mai mari partide. Adevărat. Chiar și Vadim, când a intrat în turul 2, era susținut de PRM, care devenise al doilea partid din țară. Deci e imposibil cu un partid de 4% să ajungi în finală. Știam asta, nu-i nimic extraordinar, dar cred că e vorba de, cum spuneam și mai devreme, ducerea mai departe a unei moșteniri. Eu cred că am salvat onoarea inteligenței românești, pentru că da. E groaznic ce ofertă lamentabilă am avut. Mie mi se pare o rușine pentru inteligența națiunii să aibă de ales între cei care au fost în finală în 2019 și am sentimentul că am contribuit la, cum să spun, la apărarea onoarei acestei țări. 5,72, bun, nu e cine știe ce mare rezultat, dar, este dar nu bine... e nici așa de rău. Asta da? Vreau să zic că este cu tot onorant pentru intelectualii țării ăsteia, pe care îi mătură și îi pun sub preș an de an niște și unii. Și mai e ceva, e un jalon pentru mai târziu, pe care nu neapărat eu îl voi fructifica, poate să fie altcineva. Eu vă spun de, dacă e altcineva în care să am totală încredere, mă bucur să fie altcineva. Că eu, îmi place mai mult să merg în călătorii de studiu la Napoli, la Palermo, la Paris, știu că la vă Madrid, duceți la Florența, la Florența acum în din mai. Nou. Da. Prefer asta, prefer să țin cursuri decât să prezidez Vreau Republica. Vreau să explicăm, pentru că sigur între atâția prieteni care ne văd sâmbătă de sâmbătă, mulți își pun întrebarea cum este acest City Break studios, care nici nu costă mult, e cu plecare joia la amiază și întoarce duminică seara, mor de drag, aproape că mi-aș lăsa totul, nu pot să fac asta, ca să vin până la Florența cu grupul, dar poate că într-o zi îmi voi face curaj să zic gata pentru un weekend. Așadar, cum se desfășoară? E foarte intens. Eu sunt un stahanovist. Da, un stahanovist, așa cum cu cititul, da, citesc într-una, programul e foarte intens, adică începe foarte devreme și sunt cursuri, nu sunt vizite ghidate, da, sunt cursuri, da, pornind de la un tablou, poate să fie un curs despre, un mic curs, un mini curs, da, despre neoplatonism, despre teologia mistică, despre istoria Florenței, despre, mă rog, membrii familiei Medici, Machiavelli, Guicciardini. Mă gândeam că vă veți duce la Medici și la Machiavelli. Da, da, vom vedea. Da. Evident că o să mergem la Palazzo Medici Riccardi, unde da, este fabuloasa frescă a lui Benozzo Gozzoli cu regii magi, dintre care și un împărat bizantin da, Ioan da, al VIII-lea. Vom vedea, evident, Palazzo Pitti, Ufiții, mănăstirile importante, Santa Croce, Santa Maria Novella, San Marco, această minunăție de San Marco, că... da, cu picturile lui Fra Angelico, da, care sunt absolut minunate. Acele capodopere sunt făcute pentru frații lui. Frații lui călugări. Da, la asta și nu m-am avea gândit, un singur da? Spectator acea, un singur privitor. Privitor da? Era călugărul care stătea în chilia respectivă. Și este extraordinar de emoționant. Da? Se gândești cum acest pictor genial, absolut genial, a pictat din dragoste pentru frații lui, știind că nu multă lume va vedea acele capodopere. Bun, acum mergem în colonați, păi, da? Sunt milioane de turiști care le admiră. Dar atunci Fra Angelico și ai lui, puținii călugări nu aveau obsesia asta a faimei pe care, volens, nolens, o avem toți și noi doi și atâția alții,
nu cred că trebuie să o negăm, ci să ne uităm cu, ca la un diagnostic medical la această meteahnă, aș zice. Ia să încercăm puțin. Vreau să vă spun că eu sunt extrem de modest. Da. Era o glumă, să trebuie să precizăm, pentru spectatori. Cred că era o autoironie, dar orice ar fi fost, în locul dumneavoastră, deci schimbând rolurile, n-aș fi deloc modest având o școală precum Casa Paleologu, care e o fundație, dar e deja de un deceniu o școală. Da, suntem mai mulți, adică e o întreagă echipă deja. Nu mai vorbim de Ioana Prândurel, care este motorul. Da. Adică ea e managerul, da? Ea e șefa, de fapt. Știu, mi-a zis așa. Și ceilalți lectori, da, care sunt minunați. Ați spus cândva, mi-ați spus mie sau am citit, nu mai știu, sunt atâtea zile și ani. Mi-a zis că e ca în masonerie, domnule, pe trei grade. Sunt stâlpii casei. Stâlpii sunt ultimii. Ultimii ar fi maestru, oaspeții, nu? Oaspeții, prietenii, nu prietenii. Cred că prietenii. Deja prietenii e foarte important. Da? Așa. Să fii cu adevărat, deci, prieten al casei. Ca să zic așa, talpa e prietenul oaspeții. Sau oaspeții? Nu, oaspeții, prietenii și apoi stâlpii casei. Eu, ca intelectual, știu că ilustrul Alexandru Paleologu era un mason recunoscut, a scris de alt mason celebru, Mihail Sadoveanu, căruia e dedicat o carte grozavă, după opinia mea, poate cea mai bună carte de gnoză masonică din a doua jumătate spune. A secolului trecut. Dumneavoastră sunteți mason? Nu. De ce nu? Pentru că sunt altfel decât tata. Am legături foarte amicale cu diferiți masoni. Am ținut cursuri pentru diferite loje masonice. Am cursanți nu, care numai, ei și sunt... Trebuie să dar spunem, eu nu sunt, ci... Nu, trebuie să spunem că masonii au făcut totuși România modernă. În prima fază. Nu vreau să intru în acest labirint. E un rol important, evident că da. Și mai e ceva. Aici trebuie corectate diferite idei greșite. Da? De pildă, toată marota conspiraționistă, puterea ocultă, astea sunt baliverne, povești. Pe de altă parte, există mulți oameni care intră în masonerie din motive proaste, că se gândesc că îi ajută cu relații, cu aranjamente, iarăși asta e o abordare dezastroasă. Populista, în masonerie trebuie să intri pentru formarea ta interioară, educația caracterului, educația minții, evident, asta e rostul. Dacă intri cu alte preocupări în masonerie, e complet greșit. Dar e adevărat, sunt oameni care intră cu alte preocupări. Sunt dar unii care, care folosesc. Sunt ejectați, bănuiesc. Da, sau mai sunt unii care mizează pe masonerie ca să facă afaceri, ca să avanseze în carieră, de asta e complet greșit. Mă rog, oamenii serioși din masonerie conștientizează lucrul ăsta. Pe tata le enerva foarte tare atitudinea asta, mă rog, de combinagii. A vorbit vreodată domnul Alexandru Paleologu cu dumneavoastră copil și adolescent despre acest moment în fața căruia unii au bufnit, au ridicat din sprânceană, poate alții au ridicat piatra, dar e un moment pe care în fața căruia eu mă înclin, acela al mărturisirii pactului cu securitatea. Mărturisirea respectivă datează din anii 88-89. Da. E vorba de cartea pe care a vorbit-o. Desfidarea memoriei, să o spunem. Stelian Tănase, și de altfel vrem să o publicăm la editura bine noastră. Faceți, da. E o carte minunată, e o carte așa absolut e. Superbă, da. Amuzantă, profundă, extraordinară cartea respectivă. Asta este un aspect din cartea respectivă. Trebuie să vă spun ceva, că singurul om de-a cărui judecată tata se temea eram eu. Am simțit și da, de asta nu, v-am singur, și întrebat. Era pentru că asta, să nu am eu o părere proastă despre el. Acum trebuie să spun că am avut curiozitatea să citesc dosarul lui tata destul de voluminos. O să-l publicați? Ar trebui să-l publicați? Vă spun ceva, CNSS-ul este o rușine. Această instituție este o rușine. Legea
privind dosarele securității, este o lege prost făcută, prost concepută, nu vedeți că tot ne otrăvește viața și trebuie spus un lucru, nu poți să te pronunți din punct de vedere moral asupra unui om până nu vezi notele. Da. Până nu vezi notele, sunt pur și simplu vorbe în vânt. Și dar le-ați citit, așa? Știți totul de a fi rapăr. Da, 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 le-am citit cu mare atenție. Vă rog să-mi spuneți pentru toată lumea. Bun, a recunoscut și cred că a făcut-o în primul rând pentru fiu, pentru dumneavoastră, da, și apoi pentru ceilalți și, care îl prețuiau. Și, mai e ceva. Și pentru golanii care l-a lăsese. Da, asta era, nu. Da. Mărturisirea era mai veche. Deci, da, repet, 88-89. De altfel, știu de la Geta Dimiseanu că la începutul anilor 80, când a fost o problemă cu doamna Dimiseanu, care fusese dat afară, și tata a scris un memoriu către președintele Uniunii Scriitorilor, a adunat foarte multe semnături, peste 80 de semnături, și în contextul de atunci, conflictele astea, tensiunile cu, mă rog, din vremea lui Ceaușescu, a vrut să mărturisească lucrul ăsta la o reuniune a Consiliului Uniunii Scriitorilor și Paller i-a spus să nu facă asta atunci, că n-ar fi fost bine. Tata n-a fost convins că avea dreptate Paller, dar mă rog, n-a făcut-o atunci, a făcut-o mai târziu. Pe de altă parte, trebuie spus ceva, n-au mai fost alții, dar sunt puțini oameni ca tata. Da? Nu trebuie să le facem acum un proces altora care n-au avut curajul lui tata. Nu, păi nici, nu sunt la nici fel. Nici n-am intenționat nu, asta. Că, nu unii, semănăm să înțelegem, mulți bine ar fi făcut să o spună de la început. Da. Nu erau, să aflăm, eu cred că era o obligație morală ca, în primul rând, ca să nu traficheze încrederea și simpatia da, că, pe care i-au... De care știu s-au bucurat. La cine vă referiți. Da. La președintele Băsescu. Acum să fim serioși. În 2004 nu v-a trecut prin cap posibilitatea ba, asta? Da. Păi cum era să nu? Era prea machiavelic în funcție mă fiind, refer la, încât să credem că era ușă de biserică. Mă refer la ceva. Da. Mă refer la faptul că avusese o carieră extraordinară, pe merit. Da. Înainte de 89. Era un capitan de vas extraordinar. Dar cum îți imaginezi că un capitan de vas atât de important, care mai are și responsabilități la anver, e chiar ușă de biserică? A crezut asta cumva domnul Tismăneanu? A crezut asta domnul Liceanu? Sunt a crezut că asta careva că dintre ei? Da, sunt și atunci, că cum este? Ipocrit sau tâmpit? Ce nu, e mai rău? Am închis un ochi fiecare. Și atunci și nu regret duc... o clipă că da? L-am votat, pentru că e vorba de pe cine votez în raport cu cine. Da. Eu niciodată nu am fost un admirator al lui, însă am considerat că e preferabil altora. Dar să revenim la tata, că e mai interesant subiectul. De acord, pentru că eu vreau să vă întreb așa. V-a spus vreodată, stând la o masă cum stăm noi, dar mult mai apropiați firește, cu inimile, că a fost bătut, că a suportat molestări? Asta e o foarte bună întrebare, pentru că el a fost chingiuit la Luciu Giurgeni. E vorba de niște caralii sadici, pur și simplu, care l-au schingiuit. Despre asta n-a vorbit niciodată public, n-a vorbit în cartea cu Stelian Tănase și nici nouă n-a vrut să ne spună. Însă, odată a scăpat ceva, a spus mamei ceva și mama mi-a spus mie și eu ca mare inchizitor l-am luat la întrebări. Și mă rog, a spus câte ceva, n-am văzut că nu-i place să povestească prea mult și l-am lăsat în pace. Dar da, a fost chingiuit la Luciu Giurgeni. Asta s-a întâmplat probabil în 63, dacă nu mă înșel. Dar n-are legătură cu pactul respectiv. Nu am pus în legătură cu nimic această durere, pentru că nici nu trebuie legată de nimic. Da, cred că aici e interesant, pentru că el era o natură foarte vitală, foarte optimistă și cred că
E vorba și de o formă de igienă a memoriei, da? Să nu reții lucruri care te apasă. Și vă amintiți cum scria Paul Barbăneagră? Zicea tot timpul, Alexandru Paleologu e bolnav de toleranță. Așa mi-l amintesc și eu. Dar asta era o glumă. Da, m-am gândit că era o glumă, firește. Da. Îl și văd zâmbind bonom când spunea asta, dar... Adorabil personaj. Adorabil personaj, da. De acord. Și acum, pentru că mai avem 3-4 minute, vreau să închidem ala Alexandru Paleologu cu optimism, cu nădejde, vorbind despre prietenie, pentru că acum înfulgera prin minte o sintagmă extraordinară a tatălui dumneavoastră, care scrie, cred că în Politeța ca armă sau în, poate chiar aici, în, despre lucrurile cu adevărat importante, când zice, ce-ar fi prietenia dacă nu o mergere împreună pe calea lui Dumnezeu? Da, asta este ultima frază din eseul despre prietenie, da, care cred că e scris cumva pentru Nicu Steinhardt. Este un eseu din anii 70, este o capodoperă, da, și în legătură cu eseul ăla îi spun eu că nu-l citez corect pe Aristotel. Însă în legătură cu optimismul, eu v-aș spune, eu nu sunt optimist ca tata. Eu sunt... am o filozofie de viață profund pesimistă. Mie îmi spuneți, de la Tucidide, când ziceți... Exact, de la Tucidide. Păi da, m-am gândit. Speranța e un prost sfătuitor. Și mai cred ceva, că există un pesimism tonic. Da? Îmi place mereu să citez formula lui Wilhelm de Orania. Nu e nevoie să speri pentru a întreprinde și nici să reușești pentru a persevera. Și așa a construit o națiune. Ce aș putea să adaug aici decât o recomandare de lectură cu această carte mai frumoasă decât Gallimard, cum bine ați spus, cu grafica ei, cu tot, cu formatul ei minunat și mai ales cu eseurile pe care, dacă nu le-ați citit, veți câștiga enorm citindu-le. Dacă le știți deja, vă va face o enormă plăcere să le recitiți. Așadar, pentru astăzi, despre lucrurile cu adevărat importante, Alexandru Paleologu. Și data viitoare trebuie să vă aduc casa, povestea casei Paleologu, pe care am scris-o eu și care trebuie să apară săptămânile astea. Trebuie doar să-mi spuneți atât în încheiere. Cine a construit-o? Bunicul meu. Da. În 31, 32. Ei, asta e o poveste pe care o lăsăm restantă. Dar era mai frumoasă casa din strada Paleologu. Era superbă, secolul XIX. E o poveste pe care o vom pune deoparte ca să o răsfoim curând. Promiteți asta? Promit. Vă mulțumesc. Cu mare drag.